Tiritul Dolhasca a bifat o nouă victorie fără gol primit în campionatul Ligii a IV-a. Echipa antrenată de Constantin Ferrariu s-a impus pe terenul celor de la Șomuz Preotești cu scorul de 2-0 prin reușitele lui Gherasim și Tofan. În derbiul etapei a doua, campioana în titră Viitorul Liteni a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Rarău Câmpul Moldovenesc cu scorul de 2-1. Oaspeții au deschis scorul prin Bălan, dar gazdele au întors rezultatul în ultimele 10 minute prin golurile marcate de Gliga și Gheorghiță. Moldova Drăgușeni a plecat cu un punct de la Ițcani după 1-1 cu juniorul Suceava. Progresul Frătăuții Vechi a trecut de Recolta Fântânele cu 2-1, iar Concordia Grămești și Victoria Vatra Moldoviței au remizat spectaculos, scor 3-3. La finalul sezonului regulat, punctele se vor înjumătăți. Primele 5 clasate se vor califica în play-off, iar ultimile 5 vor participa în play-out.